Am debutat la Niça, París, Barcelona. Da, cinematografe. Cinematografe cu ani și ani în urmă. Am avut colegi de talia lui Cary Gable, Mirna Loy, Stan Shibran, Robert Taylor, Johnny Weissmuller. Bineînțeles, ei jucau în film, termina filmul, după care trăgeam cortina și apăream eu în reprezentație, la cinematografie de cartier. Deci e vorba de cunoscutele spectacole din pauză sau de la sfârșit, când apăreați cu o trupă, nu? Exact, exact. Și nu erați numai interpret, erați și spectator, înseamnă că ați văzut toate filmele vremii, nu? Toate filmele, se pare că asta a avut o influență asupra mea. Deci comedia de aur va influența comedia, cariera? Fără doar și poate. Asta juca mare rol. Bună vedere că de mic copil eram prin cinematografie, îmi plăcea foarte mult. Bineînțeles, școala era școală și în timpul liber mă găseau în cinematografie. Poate chiar făcându-mi lecții. Dar câte spectacole aveați dumneavoastră de susținut? Așa, într-o zi, de exemplu. Într-o zi aveam două spectacole, chiar și trei. Chiar și patru, chiar și șase. Întrucât jucam la două cinematografe. Spre exemplu, aveam un cinematograf pe Calea Griviții și ajungeam până în Moșilor sau în Ferentar. Și aveați multe premiere de pregătit? Da, premierele erau foarte rapide, foarte grele, dar totuși se numeau premiere. Începeam repetiția miercurea, exceptând ziua de duminică și luni, când nu puteam repeta, aveam trei spectacole și luni aveam premiera. Se întâmpla prin anul 1941. Era încă vremea revistei lui Tănase? Da. Mergeați la spectacolul acela celebre? Da. Nu prea aveam timp, dar totuși mă duceam, mă atrăgea. Ce v-a impresionat la Tănase ca interpret? Ca interpret m-a impresionat, în primul rând, omul. Simțeam. Omul cetățean, artistul. Asta se transmite imediat. Iar Tănase, animatorul de teatru? Tănase, animatorul, zic. Iubitorul de frumos. Tot ceea ce făcea cu strălucire, cu inteligență, cu devotament. Știți că în urmă cu câteva decenii, într-un interviu, Tănase spunea că visul lui ar fi să joace pe Cyrano. Pe urmă, să vă tentează vreun rol de teatru? Da, fără doar și poate. De altfel, dacă știu bine, ați și jucat pe scena Teatrului Național. Am jucat pe scena Teatrului Național, am avut cinstea să joc în Egor Bulciov de Maxim Gorki. Am jucat un rol foarte, foarte interesant, un rol foarte greu. Vedeți un Cyrano altfel? Nu. L-am văzut interpretat de cineva foarte bine. Cyrano dă largi posibilități de interpretare. Legat de Cyrano, am vizitat de curând o tabără de pionieri, Dragomirești de Vale, și acolo un nigerian, student la Institut Vinicol, din apropierea taberei, mi-a pus următoarea întrebare. Mata, te-am văzut jucând, mi-ai plăcut, am înțeles fără să scoți o silabă, ceea ce vrei să spui, asta m-a bucurat foarte mult. Și m-a interesat să știu, mi-a spus el, Mata, faci comedie de dragul de a râde lumea, adică cu totul întâmplător, gratuit să-i spun, sau comedia care o faci, Mata, trebuie să aibă țintă precisă, să lovească acolo unde trebuie, să îndrepți greșelile, să faci ceva. La care am spus, normal, totdeauna, comedia, cel puțin așa gândesc, comedia trebuie să aibă adresă precisă, să îndrepte, să vindece. Râsul, hazul, vindecă, vindecă, e ca un medicament miraculos și totuși e necesar. La care nigeriana mi-a spus, îmi pare bine că mi-ai răspuns așa, m-a trebuit să știți și am pus întrebarea asta, întrucât ți-am spus ceva din Molière, care a afirmat că râsul trebuie să aibă adresă precisă. La care i-am spus, iată, vezi dumneata, Molière a gândit ca mine. Dar spuneți-mi în particular, cum vă simțiți să apareți într-o societate și nu mai începe să râde? Da. Că nu sunteți în rol, nu? Nu că ar exista o ciudățenie, dar sigur că e foarte greu pentru mine, fie că sunt în tramvai, într-un autobuz pe stradă, mă pomenesc când un cetățean se oprește și îl bufnește râsul. Bineînțeles, nu mi se pare totuși atât de ciudat, întrucât omul își amintește, nu, mă rog, cum sunt eu îmbrăcat, că m-aș trebui... Își amintește poate personajul pe care... Se gândește la ce a văzut pe scenă. Își aduce aminte, vine minte exact personajul pe care l-am interpretat. Dar cu eroii negativi pe care ați interpretat, vă întâlniți și în viață? Da,
Întâmplător, să știți că fac parte din cei care circul mult. Circul mult, se pare că după Comisia de Control Obștesc apar și eu. Numai că ei se legitimează, pe mine mă văd și sigur că au timiditate. În momentul când mă văd, zice, ăsta a venit cu intenție precise. Ne dă la televizor sau pe scenă. Nu se poate, are ceva. Și atunci cât de cât se veresc. Dar totuși prind foarte multe de la ei, prind foarte multe în viață. Cineva spunea, odată și bine, spunea că trebuie să deschizi fereastra să privești viața. Viața îți oferă largi posibilități. Se pare că cel care a spus, care a filmat, a mers la jumătate de măsură. Eu gândesc că e bine, totuși, să deschizi și fereastra, dar stând la bloc, poți să știi cine stă deasupra. Eu știu, mai aud o floare, mai scutur un covor persan și atunci, sigur, piperul îți va cădea din abundență pe balcon. Nu vă dezmințiți faima dumneavoastră în acest interviu pe care îl citam serios. Nu știu, care este serios, sigur, în tonul acesta, însă amuzant. Știți ce se întâmplă? Vă rog să mă dați. Eu gândesc că nu trebuie numai fereastra deschisă, ci trebuie să deschizi larg ușile, să ieși în stradă, să ieși în viață, să se cunoște omul aproape. Cu toate că unii spun, și cred că e greșită treaba, actorul trebuie să ducă o viață de sihastru. Actorul trebuie să stea închis, dacă se poate, cu zăbrele lăsate, cu perdele groase, să nu. Actorul cu perdele lăsate, cu perdele lăsate, vreau. Exact. Iertați-mă, da? Mulțumesc mult. Deci să stea închis. Seara, cum s-a lăsat? Seara să iasă exact odată cu liliecii. Ful. Fie are mașină să urcă imediat, tot lăsat, să pornească spre teatru și a apărut pe scenă ca tot să spună, vai, uite-l și pe el. Nu, cred că nu e bine. Am impresia că de asta dată vorbește și autorul Puiu Călinescu, autorul de sketch-uri de momente vesele. De altfel, mi se pare că uneori, atunci când nu mai aveți cuvinte, dumneavoastră, ca autor, recurgeți la Puiu Călinescu ca interpret și îl puneți să facă pantomimă. Mă ajut. E bine, ce-ați ziceți dacă în acest moment, aici pe platou, v-aș solicita pentru un interviu cu răspunsuri fără cuvinte? Dacă pot să vă satisfac, cu multă, multă plăcere. Să încercăm? Vă rog. O primă întrebare. Vă face plăcere să fiți invitat la televiziune? Îl rog pe Dan Popovici să ne dea un prim plan. Iată. Vă repet întrebarea. Vă face plăcere să fiți invitat la televiziune? Da, studioul vă dă emoții? Puiu Călinescu, cum sunteți ca telespectator, văzându-vă colegii, prietenii, jucând comedii pe micul ecran? Dar când apare Jean Constantin, pe care știu că îl apreciați, cum priviți publicul care vine să vă vadă? Și atunci când nu aplaudă,